încărcat bateriile pentru ultimele 5 meciuri? Da, am încărcat, doar de pe afară. A fost o perioadă destul de grea, din punct de vedere fizic, dar bine că s-a terminat. La ce se numește cele 5 etape? Cam câte, ce grafic de puncte aveți? Nu știu, că nu e matematică aici. Noi avem grafic în mintea noastră, cred că și a colegilor mei. Toate meciurile să le tratăm serios și dacă suntem acolo, cred că putem să le și câștigăm. Acum vedem, avem meciuri destul de dificile, dar asta e frumos. De-aia e frumos sportul, pentru că orice se poate întâmpla. Acasă nu avem voie să facem pari greșiți. Teoretic. Practic nu, că nu stăm la matematică. Corect. Perfect de acord cu dumneavoastră, dar asta e sport. Oricând se poate întâmpla. Noi sperăm să nu se întâmple și să facem un meci bun și să nu dăm nicio șansă. Pentru că acasă, eu zic că n-ar trebui în mare, n-ar trebui nimeni să ne pună probleme sau și dacă ne pun probleme, ar trebui să fie foarte greu pentru ei să câștige aici. Vă simțiți mai bine în deplasare, așa părut cel puțin până acum? Nu ne simțim mai bine în deplasare, ne simțim bine și acasă și în deplasare. Ideea este că a fost un meci în deplasare pe care l-am ținut din scurt, adică nu ne-am dat șansa să ne dea goluri ușoare, referitor la meciul cu Dorei. Și atunci, normal, că la sfârșit, cu un pic noroc, care iar ține de joc, ne-am luat, sau le-am furat cele 3 puncte. Nu, cred că și acasă putem face același lucru și acasă, deci nu-i ceva șablon care ai acasă, e gata, sau ai în deplasare, e gata. Nu. Așa ca și prestații la Bacău, am jucat bine, la Inaura am bătut, la Podorhei am bătut, și n-am fost așa victime pe afară, în afară de Constanța. Acasă, în schimb, am exprimat mai greu, chiar dacă am bătut. Da, perfect de acord, dar na, pe mine, sincer, nu mă interesează lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, cât timp sunt cele 3 puncte. Acum că au fost grele, că au fost ușoare. E mai mare presiunea acasă? Nu, vreau să vorbesc eu despre presiune, să zicem. Treaba mea este să văd de joc. Jocul tău cum e? Caracteriza? Jocul meu l-aș caracteriza încă nu sunt mulțumit eu de mine. Nu o să fie eu mulțumit de mine și restul o să fie mulțumit. Puține momentan. Goluri, dai puține goluri. Da, da. Ca și la fel, un atacant, Inter, trebuie să dea goluri. Da, da, da. Știam. Ce notă îți dai pentru evoluție? Ce notă ți-ai dat pentru evoluția? Pentru evoluție? Păi depinde. Și apărare și atac sau nu mă atac? Total, pe ansamblu. Facem medie. Facem o medie. Da, am acolo un 7-8. Și pe atac? Păi media. Păi, înseamnă că e 10 cu 6. Păi, dumneavoastră a zis că... 10 și 6 și 10 și 4. Dacă e 7. Și eu. Mai mulțumim. Bună.